Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi vorbim despre mitologia celtică. Mitologia celtică este una care cuprinde cultura și religia prin povești care identifică unele popoare care se află pe continentul Europei, în special Pirinei și insulele britanice. Celții este numele pe care îl folosim pentru a ne referi la oamenii sau popoarele aparținând epocii fierului, care comunicau în limbile celtice, care este considerată una dintre ramurile limbilor indo-europene. Din acest motiv, mitologia celtică constituie un set de povești ale religiei celților în cursul epocii fierului. Pentru a înțelege puțin mai mult mitologia celtică, este esențial să fim conștienți de epoca fierului. Acesta este momentul în care a fost descoperită și cunoscută utilizarea fierului ca element de fabricare a armelor și uneltelor. De fapt, în civilizațiile antice, tehnologiile metalurgice care erau necesare pentru a lucra fierul au fost lansate simultan cu alte modificări tehnologice și culturale, la care se adaugă adesea schimbări în agricultură, credințe religioase și stiluri artistice. Această perioadă este considerată ca ultima dintre cele trei epoci principale ale așa numitului sistem al celor trei epoci, cu care sunt clasificate civilizațiile preistorice. A fost chiar precedată de epoca bronzului, iar data dispariției, durata și contextul sunt modificate în funcție de area de studiu. Prin urmare, această perioadă este cea care a oferit locul creării acestor povești ale mitologiei celtice, deoarece zeii celtici sunt protagoniști. De fapt, unul dintre motivele pentru care mitologia celtică nu a fost continuată a fost pierderea limbii originale. La fel ca și alte culturi indo-europene, un grup de limbi și limba ipotetică ce a dat naștere acestui set și care sunt vorbite din India până în Europa, în timpul epocii fierului, primii celți au avut o mitologie politeistă și o structură religioasă. În ceea ce privește populația celtică, au existat triburi care erau înrudite cu Roma, precum galii, oameni care se aflau acolo unde se află în prezent Franța, Belgia, vestul Elveției, zona Olandei și a Germaniei, și celtii berienii sau precelții, care erau popoarele romane. Cu toate acestea, mitologia celtică nu a supraviețuit Imperiului Roman. A treia perioadă a civilizației romane în Antichitatea Clasică, după Republica Romană și cu un guvern autocratic, ceea ce s-a datorat transformării creștinismului și pierderii limbilor sale de origine. Chiar și comunitatea celtică și-a menținut identitățile politice sau lingvistice și a răspândit ceea ce a mai rămas din mitologiile aparținând epocii fierului, consemnând multe dintre ele în formă scrisă în cursul Evului Mediu. Deoarece există surse care descriu limba galică în scris, conform unor studii, s-a dezvăluit că celții păgâni nu erau foarte alfabetizați. Cercetările au stabilit însă că există un mod de scriere a limbii galice, în care sunt folosite alfabetele grecești, latine și italice nordice, care s-a lucrat cu articolele care au inscripțiile acelei limbi și în calendarul Coligny. Fiind vorba de calendarul Gallic Coligny, cel situat în Franța în anul 1897, alături de capul unei statui realizate în bronz cu o figură masculină tinerească. De asemenea, era un calendar lunisolar. O altă descriere istorică este cea făcută de politicianul roman Gaius Iulius Cezar, unde este descris alfabetizarea galilor și faptul că preoții lor, cunoscuți sub numele de druizi, au interzis folosirea scrisului pentru a înregistra unele versete religioase. La rândul lor, helveții, care erau un trib celtic ce locuia în zona dintre Rinul Superior, Jura Elvețiană, Lacul Geneva și Alpi, au fost descriși ca având un recensământ scris. Pe lângă asta, Roma a adăugat obiceiul inscripțiilor publice și a scăzut puterea pe care o aveau druizii în anumite locuri. La fel, o mare parte din inscripțiile despre zeități au fost descoperite în Galia, Britania, actuala insula Marii Britanii, și alte situri care se consideră că reprezintă zonele celtice după cucerirea romană. La început, scoțienii din Irlanda și o parte din țara galilor moderni, o națiune a Regatului Unit situată pe o peninsulă la vest de insula Marii Britanii,
au folosit așa numita scriere OGAM pentru a înregistra inscripții scurte, majoritatea dintre ele cu nume personale. Deci, alfabetizarea, care era considerată cea mai sofisticată, nu a fost adăugată zonelor celtice. De fapt, scrierea OGAMIC sau OGAM a fost un sistem de semne alfabetice care a fost folosit pentru a reprezenta grafic limbile irlandeză și Pictus în monumente de piatră între anii 400 și 600 după Hristos. La rândul lor, celții nu au fost cuceriți de Roma până la apariția creștinismului. Multe dintre miturile galice au fost înregistrate pentru prima dată de călugării creștini, dar multe dintre ele nu aveau semnificațiile lor religioase originale. Religia celtică și semnificația ei conform cercetărilor lui Julius Cezar. Opera lui Julius Cezar este considerată unul dintre documentele clasice despre zei celtici din Galia. Acolo descrie cei cinci zei care erau adorați în principal în Galia și rolul pe care l-au jucat fiecare dintre ei. În funcție de practica vremii, el a numit chiar zei cu cel mai apropiat echivalent roman. De fapt, Mercur era cel mai lăudat zeu și deci cel cu diverse reprezentări. De fapt, Mercur este considerat a fi cel care a creat toate artele, așa că este înrudit cu Lugus, una dintre divinitățile proeminente din mitologia celtică. Pentru că el a fost cel care a protejat aventurierii și negustorii, precum și cel mai puternic în ceea ce privește comerțul și profitul. La rândul lor, galii au acordat mult respect zeilor Apollo, zeul grec, Marte, zeul roman, Jupiter, zeul roman și Minerva, zeița romană. Acest lucru se datorează faptului că zeitățile celtice sunt descrise cu aspecte similare cu cele ale altor civilizații. Celții considerau că zeul Apollo vindecă bolile, zeița Minerva motivează abilitățile, zeul Jupiter este conducătorul cerurilor și zeul Marte era zeul războiului. Potrivit lui Cezar, se mai descrie că originea descendenței galilor se datorează divinității lumii interlope sau supământene din mitologia romană, cunoscută sub numele de Dis Pater. Descrierea acestor zei nu a fost făcută de Cezar folosind numele lor celtice, deoarece le-a atribuit zeităților romane. Deci a existat o confuzie între identificarea zeilor galici cu numele lor de origine în mitologiile insulare. În același timp, descrie fiecare zeu și funcția sa într-o structură organizată, într-un mod care nu este cunoscut sau asociat cu literatura de atunci. Cu toate acestea, deși a avut anumite limitări, lista finală pe care a produs-o este destul de exactă. Descrierile și iconografia făcute de Cezar se referă la perioadele foarte diferite din istoria religiei galice. Mai presus de toate, pentru că iconografia din epoca romană conformează adaptării ale evenimentelor petrecute în sfera socială și politică, în timp ce religia pe care o reprezintă ar fi putut fi arătată într-un mod mai puțin evident decât cea scrisă de druizi la vremea autonomiei galice în Roma. Potrivit cercetărilor, zeii celtici și cultele asociate cu mitologia celtică erau locale și tribale, deci nu erau panceltice. Unele dintre aceste studii îl descriu pe zeul Teutates, considerat ca spirit tribal, unde sfârșitul Teuta este asociat cu tribul în protoceltic. La rândul lor există și cei care consideră că numele divine sunt justificate în moduri diferite, întrucât unele sunt legate de zei marcanți care erau lăudați în cultele panceltice. Mitologia celtică are diferite subgrupuri care sunt asociate cu derivații ale limbii celtice. Prin urmare, acestea acoperă următoarele. Religia celtică antică. Această grupă se caracterizează prin faptul că este mai cunoscută datorită surselor arheologice decât surselor mitologice înscris. Mitologia în limba goidelic. Cea mai reprezentantă în această grupă este mitologia irlandeză, care nu a supraviețuit pe deplin transformării creștinismului, dar cea mai mare parte a fost păstrată prin literatura medievală a Irlandei. Cu toate acestea, deși un număr mare de manuscrise nu a supraviețuit,
Se crede că poate unele dintre ele nu au fost scrise, dar există și vestigii care au permis identificarea mai multor cicluri. De exemplu, ciclul mitologic, care acoperă poveștile zeităților antice și originile irlandezilor, considerat ciclul cel mai prost păstrat în comparație cu celelalte trei. Printre cele mai remarcabile documente ale sale se numără Știința locurilor și Cartea invaziilor. De asemenea, Visul lui Angus, cartea lui Etain și Cat Meiji Tuired, precum și a doua bătălie de la Mac Tuired, chiar și dintre cele mai cunoscute povești irlandeze, este tragedia copiilor din Lir, care aparține acestui ciclu. De menționat că Lebor Gabala Eren este o poveste a Irlandei care merge de la strămoșii irlandezilor până la cunoscutul personaj al lui Noe. În manuscris sunt descrise invaziile Irlandei de către oameni cunoscuți sub numele de Tuatha de Danann sau oamenii ai zeilor. Fiind al cincilea grup de locuitori și dintre cei despre care se credea că au locuit insula înainte de sosirea galilor sau a milesienilor, așa că s-au confruntat cu fomorienii, zei morții, întunericului, ocultismului și nopții în mitologia irlandeză, al căror conducător era Balor, regele demonilor. Cu toate acestea, Balor a fost ucis de Lug Lanfada, maestru al tuturor artelor și abilităților mitologiei celtice, când a avut loc a doua bătălie de la Mac Tuired. Când au sosit galii, Tuatha de Danann a intrat în subteran pentru a se transforma în zânele altor mituri. Ciclul Ulsterului este denumit și inițial ciclul Ramului Roșu. Acoperă un grup larg de documente scrise în proză și versuri, având ca temă centrală eroii tradiționali ai Ulaidului, un popor al Irlandei antice. Acesta spune povestea regatului Concobar Mac Nessa, aparținând regalității celtice, care este cunoscut pentru munca sa în redistribuirea bogăției, prosperității și echilibrul în populația sa. Mai mult s-a spus că el era contemporan cu Iisus Hristos. Mandatul său varia de la Emain Mancha, Irlanda de Nord, fiind un potențial rival al reginei Medb și al soțului ei, Ailill Mac Mata, din Connacht, precum și aliatul său Vegus Mac Roich, care a fost anterior conducătorul Ulsterului. În acest ciclu, el este considerat nepotul eroului principal Conchobar, care a primit numele de Cú Chulainn și care a fost considerat irlandezul Achille. Este corespondent cu mitul lui Apollo și Daphne. Ciclul Fenian acoperă proză și versuri care descriu isprăvile făcute de eroul mitic Fionn Mac Cumail, un vânător mitic și războinic din mitologia celtică, împreună cu războinicii săi Fianna Éireann, care trăiau departe de societate în pădure ca bandiți, mercenari și vânători, considerați regi în timp de război. Ciclul istoric acoperă instituția și fundația regilor mari și minori a Irlandei. Acest ciclu a fost scris de Barzi, aparținând curților regelui, unde se realizează o combinație de mitologie cu elemente de istorie. Timpul căruia îi aparține acest ciclu este după venirea creștinismului și a Sfântului Patrick, deci a avut o influență mai mare a învățăturilor creștine comparativ cu celelalte cicluri. Printre personajele majore se numără Cormac MacAird, care a fondat Fianna, regele Con din cele 100 de bătălii, fondatorul Connacht și cunoscut pentru priceperea sa în luptă și pentru că făcea ca piatra să urle din vuietul tarei, și Niall of the Nine Hostages, strămoșul puternicului clan Nail. Deși domeniul celtic în dezvoltarea sa s-a extins pe o zonă considerabilă a Europei de vest și centrale, nu a fost unificat politic și nici nu a avut o sursă majoră de influență culturală. În acest fel au existat modificări în activitățile locale ale religiei celtice, dar în mare parte din lumea celtică era cunoscută venerarea zeului Lug, maestru al tuturor artelor și aptitudinilor. Cu toate acestea au rămas inscripții cu aproximativ 300 de zeități, de obicei comparate cu zeitățile romane, cele mai proeminente fiind cele ale Genius Loci, zei locali sau tribali, unii dintre ei adorați pe deplin.
În prezent este cunoscută mitologia celtică ca un panteon structurat, unde natura și rolurile acestor zeități antice sunt deduse după denumirea lor, locația inscripțiilor lor, iconografie și comparația lor cu zeii romani. Cea mai veche mitologie celtică este descrisă în documente care datează din evul mediu timpuriu al Irlandei, scrise de creștini, astfel că originea divină a zeilor a fost schimbată. Mitul original este considerat o luptă între două rase aparent divine, cea a Tuatha de Danann, cunoscută sub numele de triburi ale zeiței Danann, care fac parte din marii zei ai panteonului irlandez, și Fomore, un popor misterios care este menționat frecvent în tradiția irlandeză și care amenință să o invadeze fără să-și dea seama vreodată. Lupta dintre cele două rase este considerată asta la baza textului bătăliei de la Mag Tuired, precum și fragmente din vasta construcție pseudo-istorică a cărții invaziei Irlandei. Trebuie remarcat faptul că Tuatha de Danann reprezintă rolurile societății umane, cum ar fi regalitatea, artele și războiul, în timp ce Fomore sunt reprezentarea naturii sălbatice și a forțelor întunecate care doresc în orice moment să genereze haos în societatea umană și divină. Dragi prieteni, atât pe acest subiect. Vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție și vă aștept cu drag și data viitoare. Pe curând!